Nu prea te-ai întâlnit cu profitul până acum. Da? Și știi ce se spune la noi în afaceri? Se spune că profitul este expresia unei munci bine făcute. O societate ca a ta trebuie să fie profitabilă. Iar nu este profitabilă, cred eu, în clipa de față, din ce am văzut până acum, pentru că ești dezordonată. Ești ușor haotică. Eu n-am cum să te ordonez pe tine acum cu totul. Ce pot să fac însă este să-ți fiu client și să-ți plătesc în avans. Și probabil că poți să-ți cumpăr foarte multă marfă. Lucru care ar ajuta foarte mult. Mulțumesc! Cât de tare! Mă retrag din ideea de a-ți fi partener, dar putem discuta în viitorul foarte apropiat posibilitatea de a fi client furnizor. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc! Mai mult de atâta nu știu dacă avea acest proiect. Felicitări, Florina! La revedere! Îți Bravo. Poți strânge și mâna, cumva? Da! Mulțumesc! El vrea să strângă mâna. Și eu conversator. Flori mi s-a părut o persoană extrem de simpatică și groaznic de dezordonat. Mi este mult mai ușor să o disciplinez din perspectiva de client decât din perspectiva de partener. Am reușit să convin două persoane să colaborăm, ceea ce mi-am dorit foarte mult, o colaborare cu domnul Dragoș Petrescu și domnul Șupu. Pentru mine contează foarte mult. Forța ei și energia pozitivă pe care o emană m-au determinat să încerc să o ajut.